Binecuvintește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. La festivitatea de inaugurare au fost prezenți primarul din Târgu Cărbunești, Mihai Mazilu, prefectul de Gorj, Claudiu Teodorescu, precum și șeful Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu. Potrivit autorităților județene, parcul fotovoltaic reprezintă una dintre cele mai mari investiții din județ. Orice investiție pentru județul Gorj este benefică, mai ales în momentul în care investiția are o astfel de anvergură. Cred că nu doar pentru Cărbunești, ci pentru întregul județ este un lucru pozitiv și de fiecare dată instituția noastră a apreciat și ajută aceste investiții. La tăierea panglicii a fost de față și unul dintre reprezentanții investitorilor din Germania, care a dat asigurări că investiția va fi dusă până la capăt, iar parcul va funcționa în parametrii optimi odată ce va fi pus în funcțiune. De ce ați ales să investiți într-o astfel de zonă aici? Pentru că erau condițiile optime pentru astfel de investiție. Soare mai bun decât la Mamaia, în decursul anului, suprafața de teren, posibilitatea de conectare. În momentul de față este, din câte știu, este cel mai mare din țară. Vor fi și altele mai mari, dar 20 de megawați e o putere grea de realizat, de finanțat și deocamdată se primi. Și la rând mai sunt vreo 8 sau 9 proiecte în țară, dar nu sunt în stadiul ăsta. Primarul din Târgu Cărbunești, Mihai Mazilu, a declarat că inaugurarea șantierului va însemna realizarea peste 80 de locuri de muncă și bani la buget. Este o investiție de 46 de milioane de euro, dacă facem o mică socoteală, peste 2100 de miliarde. Benefic pentru autoritatea publică locală, redevența, concesiune, câțiva zeci de lucrători pentru mentenanță, pentru pază, pentru supravegherea lațului tehnologic, impozit pe clădiri, impozit pe terenuri. Iată că un teren cu a cărui valoare era aproape zero, acum face miliarde. Reprezentanții primăriei Târgu Cărbunești au asigurat o listă lungă de facilități oamenilor de afaceri germani pentru a-i convinge să nu investească în altă zonă a țării.